căutați să faceți în așa fel încât să pierdeți acele lucruri care oricum le-ați fi pierdut, culmea, dar în schimb să câștigați mult mai mult și în final totul. Deci sacrificiul este, dacă vreți, soluția ultimă, chiar și în yoga, Patanjali spune, yoga este oprirea mișcărilor principiului gânditor. Trebuie să-ți oprești mintea ca să-ți revelezi sine. Ce este asta? Un sacrificiu. Ce fel de sacrificiu? Bhagavad Gita o spune clar. Sacrificiul suprem, sacrificiul ultim, sacrificiul mental. Renunți și la gândire nu ca să o pierzi, dimpotrivă. O regăsești îmbogățită, aprofundată, intuitivă, când te întorci după o revelare a sinelui. Dar e un sacrificiu pentru a renunța la un instrument de cunoaștere inferior, bun până la un nivel, și pentru a accede la un nivel de cunoaștere superior, care ne poate duce până la capăt. Că urmă, când ne întoarcem în corporalitate și vrem să explicăm fraților și surorilor noastre cât de bine este să meargă până la capăt, vom folosi tot, mintea, tot, logica, rațiunea, așa mai departe.